Salut, sunt Aine și bine ați venit la o nouă recenzie și discuție și, din păcate, ultima. După cum ați văzut probabil și în reading blogul meu, cartea despre care am de gând să vorbesc este ultima carte pe care am de gând să o citesc anul acesta, pentru că am decis să iau o pauză de la citit pentru a mă concentra pe BAC și pe admitere și pe toată clasa asta a 12-a. Doar că pentru această carte, având în vedere că a fost ultima carte pe care am citit înainte de pauză, mulți ați vrut să fac un reading vlog pentru ea, așa că a avut un reading vlog pe care îl găsiți în videoclipul anterior, iar astăzi am decât să vorbesc despre carte în toate detaliile ei, pentru că, după cum ați văzut și în reading blog, multe s-au întâmplat și despre multe vreau să vorbesc. Așa că romanul despre care avem decât să vorbim azi este Cumpănarea sinelor de Veronica Roth, al doilea și cred că ultimul volum din duologia Precidea Morții. Eu înainte știam că sunt două cărți, nu știu dacă s-au înmulțit sau dacă au rămas tot două. Văd că aici scrie a doua carte din seria Precidea Morții, nu ultima, doar că, având în vedere finalul acestei cărți, bănesc este ultima, n-am nicio idee. Dacă știți voi, vă aștept în comentarii să-mi spuneți. Ideea e că al doilea volum mi s-a părut mai bun decât primul. Am auzit câteva păreri despre ea înainte să o citesc, păreri bune, care spuneau că este acțiune de la început până la sfârșit, că le-a plăcut mai mult decât primul volum. Cineva mi-a spus că aceasta este și cartea lor preferată de la Veronica, așa că lucrurile astea mi-au făcut așteptările pentru cartea asta să fie foarte mari și nu m-a dezamăgit deloc. Dacă veniți de la reading vlogul meu, probabil știți că mi-a plăcut foarte mult și că dacă până acum nu v-ați apucat de seria Precidea Morții, chiar vi-o recomand pentru că este pur și simplu minunată și este de 1000 de ori mai bună decât Divergent. Am o recenzie și pentru primul volum, pe care o să las la finalul acestui videoclip, doar că astăzi vorbim despre Cumpăna Destinelor și despre cum a fost mai bun decât primul volum. Romanul acesta a avut efectiv de toate. A avut personaje foarte bine conturate, a avut acțiune foarte bine făcută, un dezlodământ foarte bine făcut și cel mai mult a avut dinamică, am avut patru perspective ale personajelor principale, Saira și Akos, și al lui Chisi și Eije, pe care noi am avut ca perspective în volumul celălalt, iar faptul că a pus patru perspective mi s-a părut că a făcut romanul foarte dinamic. De asemenea, stilul de scriere al Veronicăi Roth s-a dezvoltat extrem de mult de-a lungul anilor și se vede evoluția ei de la Divergent la Precidea Morții și mai ales evoluția ei de la primul volum din Divergent la cartea asta, care este pur și simplu superbă și căreia nu i-am găsit nimic rău și n-am niciun minus pentru ea. A fost pur și simplu minunată. Mi-a plăcut foarte mult cum acțiunea n-a fost forțată, cum s-a dezvoltat treptat și cum cartea a avut un decurs foarte normal și foarte lin, încât nici nu te dai seama că ajungi deja la pagina 100, la pagina 200, atât de lin și normal curge acțiunea, încât nu te dai seama cum trec paginile și cât de repede te apropii de sfârșit. Mi-a plăcut foarte mult sfârșitul, am fost satisfăcut cu seria și pur și simplu am adorat cartea asta. Nu știu ce am putea să zic mai mult despre ea, având în vedere că am vorbit despre ea în reading vlog și mi-am exprimat și acolo părerile. Aș vrea foarte mult să vorbesc despre acțiunea specială ce s-a întâmplat, am aproape o pagină de notițe, pentru că so much shit went down în cartea asta și, doamne, pur și simplu abia aștept următoarea carte a Veronica Roth, oricare ar fi, și dacă mai scoate, sper să mai scoată. Pentru că acest volum a fost minunat, 10 pe 10. Ok, cam atât am partea fără spoilere. Dacă ați citit cartea, v-aș recomanda să rămâneți pentru a o discuta împreună, iar dacă n-ați citit-o, v-aș ruga să mergeți să o citiți. De asemenea, vreau să-i mulțumesc celor de la editurale dacă mi-au trimis-o și că mi-au dat ocazia să o citesc. Așa că, pa, oameni care n-au citit cartea! Ok, cât avem de vorbit despre ea. În primul rând, Veronica, volumul ăsta n-a fost liniștită deloc. Am început primul capitol normal, din capitolul 2 a murit Isaac, ceea ce m-a luat gen... Veronica? Adică Isaac este un personaj destul de important și nu mă așteptam să mă arate de repede, mă așteptam să aibă un rol în cartea asta, un rol mai important, să fie în continuare malefic, în continuare tâmpit, doar că aparent nu. Isaac în cartea asta s-a dus din capitolul al doilea, ceea ce a fost destul de suspicios și ceea ce m-a făcut să fiu gen what the fuck, adică Veronica, chill, nu trebuie să o mănânc chiar din capitolul al doilea pe cineva important. Iar toată scena asta cu moartea lui Isaac a dat într-un fel start acțiunii, pentru că de la moartea lui Isaac au început să se dezvolte ploturile din această carte. Iar în momentul în care a murit Isaac, mă întrebam cine are de gând să fie personajul negativ în volumul acesta și cine are de gând să facă cele mai multe probleme, și este Lazmet. Eu mă așteptam la Ajax, la fratele lui Akos,
doar că aparent nu. Aparent, Last Meta a fost cel care a făcut toate relele în volumul ăsta și, sincer, am șoc. De asemenea, moartea lui Ryzek a pornit plecarea lui Ise pe Tuv și pe Tuvei, Știți că eu și numele din cartea asta nu, chiar nu. Asta a pornit plecarea lui Ise pe Tuv și, într-un fel, tot războiul ăsta care ți-a ucis de-a lungul volumului. M-am gândit apoi că volumul acesta se va concentra pe lupta dintre Tuv și Shotet, doar că aparent s-a concentrat pe uciderea lui Lazmet, ceea ce m-a luat așa prin surprindere și, sincer, mai îmi aminteam foarte mult despre asta din volumul trecut, pentru că n-am făcut nimic ca să-mi reamintesc volumul trecut. Așa că atunci când am început-o, multe personaje nu mi le aminteam, multe personaje erau gen cine sunteți, doar că de altul cărți am reușit să mai revin. Mă gândeam să o să vedem un război între Ise și Syra și mi-a părut atât de rău de ambele, atât de Ise pentru că și-a pierdut sora și trebuia să trăiască mereu gândindu-se că va trebui să se răzbune pe oamenii care au omorât sora și trăia cu ura aceasta în inimă și o părea foarte, foarte rău de ea și știam că avea de gând să facă un lucru tâmpit, doar că în aceeași mi-era frică și pentru Syra, pentru că Syra încă era puțin aereană, încă nu putea să-și controleze puterile foarte bine, încă era speriată și pur și simplu a ajuns în mijlocul ogrei și a trebuit să conducă treaba asta și să conducă acest război, să decidă ea viața națiunii când ea de-aia putea să decide pentru ea însăși. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult rolul destinelor în această carte și rolul destinelor în toată această duologie, sincer. Pentru că nu prea am văzut toată treaba asta cu destinele în cărți și Veronica a abordat-o foarte bine și mi-a plăcut cum s-a jucat cu ele, cum destinele spunea ceva, doar că personajele într-un fel puteau să le manipuleze și puteau să îndeplinească destinul, dar în același timp să nu se lase afectat de el. Ceea ce vorbesc despre Syra, care pe la mijlocul volumului află că ea este de fapt o Keroset și că destinul lui Akos era de fapt destinul ei și că ea într-un fel și l-a făurit în volumul întâi, doar că totuși a supraviețuit, salvându-l pe Akos și toată treaba asta cu schimbatul la naștere m-a luat foarte, foarte tare prin surprindere. Dacă vă amintiți, am avut o parte în reading vlogul meu în care am zis că Veronica are chestiile din Divergent și la asta mă refeream, la faptul că i-a schimbat pe Akos și pe Syra la naștere, ceea ce pur și simplu a altă fațetă cărții și ceea ce pe mine m-a făcut foarte confuz, pentru că nu mai știam care e părintele cui și m-a făcut foarte confuz chestia asta, Veronica, de ce ai făcut-o. Și într-un fel a fost interesant să vedem cum viețile lor pur și simplu s-au schimbat și cum Syra trebuia să învețe să trăiască ca o Keroset și cum Akos trebuia să învețe să trăiască ca un Noavec și chestia asta a dat chiar o turnură foarte, foarte complicată la carte și foarte interesantă, ce chiar a avut sens la sfârșit. De asemenea, mi-a plăcut că în volumul ăsta am putut să explorăm mai mult din lumea pe care a creat-o Veronica. Știam că în acest volum are de gând să meargă în alte orașe din această lume și chiar mă bucur că noi să vedem Ogra și noi să vedem cât de ciudată este de fapt cu toate creaturile și pur și simplu toți oamenii, iar lucrul ăsta mi s-a părut foarte interesant. De asemenea, am văzut Hesa în această carte, nu mai aminte și am văzut în volumul trecut ce orașe sau whatever sunt chestiile astea. Am văzut în volumul trecut doar că mă bucur că am reușit să vedem mai mult lumea în acest volum. De asemenea, am zis de Lazmet, eu sincer nu mai aminteam de el deloc. Pur și simplu l-am uitat, mi-am aminteam numai personajele importante și în momentul în care a apărut și a dat mesajul acela Syrei, era ceea ce nu, de nu era mort. Și după mi-am dat seama că nu, că e viu având în vedere că îi transmite mesajul Syrei, doar că sincer nu mă așteptam ca el să fie răufăcătorul din acest volum și sincer, he was one hell of a bad guy. Adică Ryzek este unul, dar Lazmet este de 1000 de ori mai rău. Toți ochii aceia pe care îi ține în borcane, toți oamenii pe care îi omoară și mi-a plăcut foarte mult că avem să-i vedem pe Syra și pe Akos cum îl vânează și toate planurile lor. De asemenea, Harul Flux pe care Lazmet îl are e unul foarte periculos și îmi pare atât de rău să văd cum putea efectiv să controleze oamenii și cum astfel nimeni nu putea să ajungă la el. Mi-a plăcut foarte mult scenele când îi controla pe Syra sau pe Akos pentru că reușea să scape din controlul acela. În acest volum am reușit să avem pe studia lui Aje și am reușit să-l cunoaștem mai bine decât l-am cunoscut în primul volum și sincer mi-am amintit prologul acela cu el care m-a lăsat puțin cam what is this? Și apoi reușit să aflăm că el de fapt este un fel de oracol și că are viziuni și se părea atât de ciudat faptul că atunci când dau perspectivele lui pur și simplu el vorbea la plural și mi se părea așa de ciudat și de asemenea de-a lungul cărții aflăm că Ryzek se află în el, ceea ce, what the fuck, pentru că, sincer,
Nu știu cum să explic chestia asta. Adică Ryzek era în Asia și într-un fel putea să-l controleze. Doar că mi s-a părut foarte interesant că totuși, chiar dacă era în Asia, el cumva i-a ajutat și s-a schimbat. Ceea ce m-a șocat și mi-a plăcut într-un fel. Doar că Asia de-a lungul acestui volum a fost foarte ciudat. Și mă bucur că și-a găsit liniștea și pacea la sfârșit și mi-a plăcut acel epilog văzut din ochii lui și când mi-a zis ce s-a întâmplat cu personajele și cum a rămas cu ele, epilogul cred că a fost unul dintre părțile mele preferate. De asemenea, în acest volum am avut și perspectiva lui Chizzy, care iar mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut foarte mult apropierea dintre ea și Ise și cum Chizzy chiar ținea la ea și chiar încerca să o ajute și să fie alături de ea, de Ise nu mi-a plăcut atât de mult în volumul ăsta, doar că i-am înțeles durerea. Personajul de care chiar nu mi-a plăcut din tot storyline-ul lui Chizzy a fost Ast, despre care am avut un presentiment încă de la început și n-am fost surprins în momentul în care am văzut că am avut dreptate, pentru că pur și simplu în momentul în care a apărut m-am gândit că o să o vrea pe Ise numai pentru el și că o să încerc să-i fac ceva lui Chizzy, așa că n-am fost deloc surprins în momentul în care am văzut că a încercat să omoare pe Chizzy și mi-a plăcut foarte mult că până la urmă la sfârșit el a ajuns la închisoare și nu Chizzy și Chizzy și Ise își trăiesc povestea de dragoste împreună, ceea ce mi se pare foarte drăguț. De asemenea, relația dintre Saira și Akos a luat o turnură în volumul ăsta care nu mă așteptam. Nu mă așteptam ca ei să se despartă și să nu țină relația chiar până la sfârșit. Mi-a plăcut că la sfârșit totuși s-au reapropiat unul de altul și că s-au reîntors unul la celălalt. Asta mi s-a părut foarte drăguț. Și de asemenea, atât Saira cât și Akos îmi plac extrem de mult. Și știu că nu se repronunț numele și nu se pronunț numele nimănui, doar că bear with me. Ambii sunt niște personaje atât drăguțe și atât de faine și foarte, foarte bine prezentate. În volumul acesta mi-a plăcut că am reușit să vedem dezvoltarea foarte multe personaje. Mi-a plăcut că am putut să vedem dezvoltarea Sairei, de la adolescenta speriată care nu știa să-și folosească puterile, la adolescenta care a ajuns să țină o națiune în mâinile ei și a ajuns să lupte și să încerce să salveze planeta și oamenii. De asemenea, mi-a plăcut de Akos, care a continuat să fie același băiat puternic, care știe ce vrea și care încearcă să ajute oamenii în ciuda orice. Și de asemenea, mi-a plăcut toate planurile din volumul acesta și cum totul a fost planificat. Mi-a plăcut cum Veronica a aranjat toate reîntâlnirile dintre Saira și Akos și cum i-a făcut pe amândoi să se ducă în același loc. Sincer, în momentul în care Akos a ajuns la Lazmet, am fost foarte speriat pentru soarta lui și mă așteptam să moară direct, nu mă așteptam ca Lazmet să-l țină și să încerce să îl transforme într-un fel de Ryzek. Iar tot planul acesta dintre Akos și Ima a fost foarte, foarte bine gândit. Mi-a plăcut că Akos a ajuns destul de matur încât să accepte că pentru a reuși să îndeplinească ceea ce își dorește, trebuie câteodată să sacrifice lucruri importante și că trebuie să nu se abate niciodată. De asemenea, mi-a plăcut să văd evoluția lui de prima dată când a ajuns la Lazmet până la sfârșit, când știm cu toții ce s-a întâmplat și am de gând să vorbim puțin mai târziu despre aia. Asta mi s-a părut foarte interesant și foarte bine făcut. De asemenea, mi-a plăcut cum Saira a planificat totul și cum, în ciuda faptului că n-a reușit să-l omoare pe Lazmet, totuși s-a văzut maturitatea în tot planul acesta. În momentul în care Saira a ajuns la Lazmet, a fost foarte, foarte speriat, pentru că mi-amintesc că pentru 2 secunde nu eram așa atent și pur și simplu și era când Saira a ajuns la Lazmet și mi-am zis, stai, ce, când s-a întâmplat asta, că nu m-am prins? Și toată scena a fost extrem de intensă și extrem de... Nu pot nici măcar să mă exprim, pentru că în momentul în care Lazmet a prins-o pe Saira, am zis, ok, aici se termină, atâta a fost pentru noi. Și m-a inspirat foarte tare în momentul în care Lazmet și-a pus controlul asupra ei și de asemenea aici Akos nu putea să facă nimic. Și mi-a plăcut foarte tare în momentul în care aproape și-a băgat cuțitul în burtă și a decis că trebuie să-și folosească umbrele flux și le-a aruncat pur și simplu în Lazmet. Îmi pare rău că au tras-o cei care au ajutat-o, pentru că altfel ar fi putut să omoră pe Lazmet. Și chiar aș dori să văd pe Saira omorându-l pe Lazmet, chiar dacă m-am bucurat mai mult când Akos a făcut-o. De asemenea, mi-a plăcut că acest volum nu s-a concentrat atât de tare pe relația dintre Akos și Saira, ci mai mult pe a rezolva lucrurile și pe a face totul să fie ok. De asemenea, mi-a plăcut foarte mult când Saira a decis să rămână și să se lupte cu Ise și cu atacul ei anti-flux și m-a speriat foarte tare că în momentul în care Ise a pornit explozia, chiar avea de gând ca Ogra să fie distrusă și totul din jur să fie distrus, doar că am fost șocat să văd că Saira și-a folosit umbrele flux și
că pur și simplu a negrit cerul, reușind să-i salveze, ceea ce a fost wow și a fost unul dintre momentele în care Syrah chiar a arătat cea mai multă maturitate din acest volum și din toată seria pe general. De asemenea, lupta dintre Akos și Lasmet a fost foarte, foarte intensă și m-a speriat foarte tare că avea de gând Lasmet să-l omoare pe Akos și m-am bucurat când am văzut că Akos pur și simplu s-a luptat cu el până în ultimul moment și a reușit să-l omoare. Ăla a fost momentul cel mai bun din carte, sincer. Cel mai bun moment din carte a fost acela. Mi-a plăcut reîntâlnirea dintre Akos și Syrah la sfârșit. Mi-a plăcut că au reușit să rămână împreună. De asemenea, mi-a plăcut că toți au reușit să se împace cu familiile lor, chiar dacă erau familii noi, și că pur și simplu totul a fost într-o armonie la sfârșit. Chiar, dacă vă amintiți, am zis în reading vlogul meu că nu știam ce sfârșit avea Veronica în cap pentru acest volum și m-a bucurat că a fost un happy ending și că toată lumea a fost ok la sfârșit, pentru că inima mea nu putea să reziste la un sfârșit trist, sincer. Nu putea. Ok, cam atâta despre acest volum, nu știu, aș mai putea să zic, simt că am scos tot din mine și chiar mi-a plăcut foarte mult. Vă aștept în comentarii părerile despre el, care au fost momentele voastre preferate, cum mi s-a părut acest volum, intrigile, efectiv tot despre volumul acesta puteți să-mi ziceți. De asemenea, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, un share, să vă abonați la canalul meu pentru clipuri noi și să-mi dați follow pe Instagram, toate infurile mele sunt jos în descriere. Eu sunt Andy, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!